Domnilor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecția RM. Invitații din această seară sunt Ion Ștefăniță, consilier municipal, directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Jean-Dominique Durand, viceprimar de Lyon, Franța. Ne pare foarte bine, domnul Durand, că ați onorat că astăzi cu prezența dumneavoastră studioul Antena Accent TV. Bonsoir! Bună seara! Și Jeremy Petit, consilier Ambasada Franței. Bună seara, bună seara și bine ați venit! Mulțumesc mult! Pentru că sunteți oaspetele nostru, vreau să vă întreb cum vă simțiți în Republica Moldova și ați mai vizitat sau nu Republica Moldova? Cum vă simțiți în Republica Moldova? Si vous avez déjà visité quelque chose? Alors je me sens très bien, mais un peu froid. Car nous sommes arrivés avec un pays de neige. On m'avait dit que je verrais une très belle ville blanche et verte. Le vert, eh bien, s'est transformé en blanc. C'est donc une ville totalement blanche que j'ai découverte. În Paris, nu, da, o traduceți. Eu mă simt foarte bine, dar puțin rece. Am auzit că Chișinău este un vil, un oraș alb și verde, dar nu m-am gândit că este atât de alb, pentru că verde a fost replasat din alb. Astăzi la Paris e soare și a fost foarte frumos timpul, deci aveți un contrast. La Paris, donc, il fait beau, il y a du soleil. Probabil și în Lyon este oui, cald. Il fait beau aujourd'hui, oui. Nu va afecta, este intemperie. Il fait très froid, il fait très froid. Da, timpul este bine, dar și este rece. Astăzi vom discuta despre Chișinău și în special tema forumului care se organizează în două zile, în decurs de două zile, pe 20 și 21 aprilie. Și este vorba de urbanismul în serviciul populației, tema. Domnul Ștefăniță, inițial aș vrea să vă întreb care au fost trasate obiectivele primului forum, pentru că primul forum a fost organizat în 2016. Acum suntem la ediția a doua a forumului acesta și dacă s-au ținut cont de acele recomandări făcute în urma realizării sau desfășurării primului forum. Exact. La inițiativa Ambasadei Franței, în colaborare cu Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor a Primăriei Municipiului Chișinău, în 2016 a fost organizată prima ediție a forumului Chișinău, Urbanism și Dezvoltare Durabilă. Deci, în prima sa ediție au fost abordate subiecte pe ateliere tematice, tot ce ține de patrimoniu, centre istorice, dezvoltarea locală durabilă și implicarea societății civile în schimbarea lucrurilor în urbă. De asemenea, planificarea urbană, da, prin planurile urbanistice generale, zonale, de detalii care trebuie să le aibă orașul. În general, acestea au fost subiectele discutate în cele patru ateliere anul trecut. În paralel cu acel forum a fost desfășurat și un concurs de arhitectură și urbanism și în cea de-a doua zi a forumului au fost selectate două schițe concept care veneau să reabiliteze anumite spații urbane și aici mă voi referi la zona adiacentă circului și o propunere de proiect pilot pentru a transforma strada 31 August într-un spațiu pietonal de la intersecția Maria Cibotari și până la strada Pușkin și acel juriu mixt moldo-francez au selectat cele mai bune proiecte care au venit din partea specialiștilor din Republica Moldova. Și evident că s-au dat anumite recomandări și în mare parte ceva s-a mișcat, în sensul deja au fost formate grupuri de lucru în cadrul executivului cu implicarea legislativului local pentru a elabora schema de transport a municipiului Chișinău. Cu toții știm care sunt problemele în tot ce înseamnă parcările, da, sau fluidizarea traficului în Chișinău și necesitatea elaborării planului urbanistic zonal care va reglementa și va da o regulă de joc în tot ce înseamnă care deja planificare urbană, da, construcții în nucleul istoric a orașului Chișinău. Iată, aceste două obiective au fost parțial realizate, grupuri de lucru care s-au prin dispoziția primarului au fost
s-au întrunit, s-a discutat și evident că până în toamnă avem această finalitate de a ajunge aceste documente în ordinea de zi a Consiliului Municipal Chișinău. Domnul Ștefăniță, dar care sunt punctele forte ale orașului nostru și cum trebuie să, cu ce pași trebuie să mergem noi ca să ajungem la o guvernare urbană eficientă? Pentru că știm cu toții acum ce se întâmplă în Chișinău. Da, suntem un oraș frumos, da, suntem un oraș verde, da, suntem un oraș alb, dar din păcate avem și multe lucruri la care, dacă vom mai lăsa timpul să treacă și să ne... să zic așa, să ne lase amprenta asta negativă, după aceea cam greu o să ajungem la aceste noțiuni de frumos, verde și alb. Deci, cu adevărat, Chișinău are un patrimoniu. Patrimoniul său este atât fondul construit din nucleul istoric, din afara nucleului istoric, în sectoarele capitale, dar un patrimoniu al orașului este și suntem noi oamenii, da, care locuim în acest oraș și trebuie să domine această armonie între noi, cei care administrăm acest patrimoniu, care l-am moștenit și evident că, dacă voi face referință la patrimoniu cultural, nucleul istoric care cuprinde 186 de cartiere cu 810 imobili cu statut protejat, acest patrimoniu cu valoarea sa istorică, arhitecturală, dar și economică. Deci este foarte important că la nivel de proprietari, locuitori a orașului Chișinău să conștientizăm valoarea acestui patrimoniu. Și evident că acest patrimoniu poate să servească ca factor în dezvoltarea urbii noastre. Deci ca, și este foarte important ca toți actorii la nivel local, în sensul mă refer cei care sunt aleșii locali, deci Consiliul Municipal Chișinău, executivul primării, societatea civilă, să avem această finalitate ca să soluționăm problemele care le avem în sector, astfel ca să reabilităm imaginea de altă dată a acelui brand Orașul meu alb sau Orașul grădină, da, prin patrimoniul său verde pe care îl are. Iată, toate aceste branduri le trebuie reabilitate. Trebuie să ne unim cu toții într-o comunicare constructivă, de la stânga la dreapta și deci invers. La moment lipsește comunicare, ca să înțeleg. Este și un atelier la tema aceasta. Trebuie să dezvoltarea recunosc, comunicării între. Trebuie să recunosc că nu este o cultură a comunicării la nivel local. Da? Practic, toți vorbesc și nimeni nu ascultă. Sau domină acea fabulă. Da? Dacă să iau ca studiu de caz Consiliul Municipal Chișinău, evident că trăim acolo un teatru absurdului sau o fabulă unii fiecare și are interesul său și este regretabil acest lucru. Ori, ceea ce încerc eu să transmit ca mesaj este să ne unim toți în jurul unor proiecte pilot, în jurul ideii pro-Chișinău și pro-chișinăuieni. Este foarte important ca proiectele să ne unească, indiferent de culoarea politică, de la stânga la dreapta, reiterez, să fie finalitatea proiectele urbane, confortul urban care trebuie să-l dăm pentru cetățenii și pentru oaspeții capitalii. Iată, lucrurile acestea trebuie să ne unească. Deci problemele care domină, acele sarcini care sunt trasate prin planul urbanist general care trebuie să fie reactualizat, planurile urbanistice zonale care trebuie elaborate și aprobate și până la planuri urbanistice de detalii. Iată, este foarte important ca orașul ăsta să fie planificat până la fiecare metru pătrat. Asta deci, ca... asta se întâmplă până acum. Iată, noi deci, acum avem o discuție care... Bine. Deci, pe lângă lipsa comunicării, constat că a lipsit o voință din partea și executivului local și a legislativului de a implementa anumite reforme pentru urba noastră. Da, ele toate se regăsesc bine mersi doar în campaniile electorale, deci în programele electorale, dar când deja după alegeri toate lucrurile astea rămân doar pe hârtie și se trece doar la polemizări, la show-uri, circuri care se întâmplă zi de zi. Ori cetățenii au așteptări, ei vor un confort în transportul public urban, ei vor o reglementare tot ce înseamnă parcarea, da, pentru că este o anarhie totală și aici și evident este dureroasă problema construcțiilor ilegale care domină în oraș. Iată că orașul intră într-un proces de favelizare, ceea ce este un pericol pentru locuitorii orașului, da, care încearcă de fapt să-și creeze confortul urban prin sărăcie și face un punct sanitar din contul unui balcon sau unei anexe
care vine la clădirea proiectată. Deci este o problemă dureroasă și care vine din 2012-2013, această permisiune de a permite mansardele pentru blocurile existente. Și am, din enumerate ori am atras atenția la această problemă, că consecințele vor fi dezastroase în cazul unei situații de forță majoră. Și iată, noi vedem ce se poate întâmpla în acest oraș în cazul unor calamități naturale. Deci este foarte important ca specialiștii să-și spună cuvântul și nu politicul. Ori, iată, prin aceste decizii, prin aceste autorizații, s-a permis eliberarea mai multor autorizații pentru mansarde, pentru construcții în spațiile verzi. Și aceste ilegalități, evident, trebuie să fie stopate. Trebuie să punem punct și să trecem la un oraș planificat. Un oraș cu adevărat smart city, așa cum se discută în toată lumea. Orașe înțelepte, orașe pentru cetățeni. Dumneavoastră, până acum, până a fi în calitate de consilier, ați fost un luptător înrăit a tot ce înseamnă construcții ilegale și monumente de valoare în oraș. Acum, când sunteți în calitate de consilier și faceți parte de executiv, e mult mai complicat să luptați? În experiența mea de 7 ani în sistem, vreau să vă confirm că este obositor. Obosești în acest sistem atunci când mergi împotriva sistemului. Deci, cu adevărat trebuie să recunosc că aici domină politica telefonului, politica partidului și nu politica urbană sau politica pentru cetățean. Deci, dumneavoastră v-ați exprimat că am fost. Eu vreau să vă confirm că eu sunt încă. Și în continuare, vă mai rămâne timp? Principiul de a lucra, eu de fapt nu fac nimic deosebit. Eu respect normele în domeniu, respect legislația, regulamentul instituției în care activez și, evident, ca ales local, eu sunt receptiv la orice mesaj care vin la cetățeni și încerc să le monitorizez problema, să o mișcăm, să o soluționăm. Am atras atenția la toate proiectele decizii care stau cu ani nesoluționate în sertarele primăriei și care trebuie să fie soluționate în Consiliul Municipal. Indiferent de ordin funciar sau alte probleme, ele trebuie să fie soluționate. Deci, este 1600 de proiecte de decizii erau la început de al nostru mandat. Acum ele sunt în jur la 800 de proiecte de decizii care încă urmează să fie soluționate. Ceea ce e important ca pe ordine de zi în Consiliul Municipal Chișinău să nu ajungă, evident, proiecte de decizii care ridică probleme în sensul prihvatizării ilegale de terenuri de pe teritoriul școlilor, grădinițelor sau din contul spațiilor verzi. Asta cam penultima situație a fost de conflict cu terenul de grădinițe. Eu vreau să vă spun că anume aici a fost decizia mea atunci în noiembrie 2015 de a denunța un acord pentru majoritatea atunci din 3 septembrie 2015 în Consiliul Municipal Chișinău, dar este foarte important ca oricum să revenim la o diviziune a muncii, pentru că nu este normal în urba noastră, în executiv, să avem 3 locuri vacante de viceprimar. Deci este foarte important să fie o diviziune a muncii și fiecare să-și facă munca. Ori acest egoism care există pe dreapta, vedeți consecințele. Da. Proastă administrare acestui oraș. Ori managerul general... S-au uitat de lucrul acesta. Se ridică alte probleme, dar faptul că avem 3 locuri, într-adevăr, vacante de viceprimar, se cam... El trebuie să înțeleagă, managerul general, că îi va fi mai ușor să administreze această urbă, având adjuncții, da? Sau viceprimari care vor fi responsabili pe anumite domenii. Și de nenumărate ori am transmis acest mesaj colegilor de a avea această diviziune de muncă și, evident, de a mișca lucrurile în orașul nostru. Chiar dacă i s-au adăugat unele atribuții și avem acum un primar care poate să pună semnături. Bine, eu a critica este foarte ușor, dar da, bine, astăzi vreau să vorbim despre lucruri frumoase și să la comandă să vorbim de frumos sau despre urât. Nu, să vorbim despre ce ne dorim ca să dezvoltăm în Chișinău ăsta și care sunt lacunele. Cu siguranță fiecare de noi își dorește un confort urban în acest oraș, da? În plină securitate și cu adevărat să fie o schimbare spre bine în acest oraș. Și ori această schimbare rămâne doar declarată.
Da, și vreau să întreb și pe domnul Duran. Am vorbit acum despre faptul că noi avem 3 locuri de viceprimar vacante. De tot sunt 4. Citiți-mi pe pagina dumneavoastră oficială că aveți 21 de adjuncți a primarului de Lyon și spuneți-mi, vă rog, bine că este cu totul alt număr de populație în Lyon și în Chișinău, dar oricum, cum este împărțită activitatea de sau munca sa pe toate 21 de paliere de segmente? Chaque conseiller, chaque adjoint, nous appelons cela des adjoints au maire, vous dites vice-maire, chez nous nous disons adjoint, ou maire adjoint, chacun a un secteur d'activité. Personnellement, je suis chargé du patrimoine. Mais fiecare adjunctă are un sector special de activitate. Personal, eu sunt însărcinat cu patrimoniul. Mais nous avons, il y a des adjoints, j'ai des collègues qui sont, par exemple, pour les personnes âgées, pour la petite enfance, pour prendre deux exemples opposés, pour l'urbanisme. Dar sunt și adjuncți care sunt însărcinați cu persoane în vârstă sau cu copii sau cu urbanism. Deci segmente înguste, da. Foarte înguste, fiecare are... Chacun a des segments étroits. Oui, mais ce n'est pas étroit parce que pour une ville comme Lyon, c'est quand même, il s'agit de secteurs très lourds. Et au niveau de la ville de Lyon, chaque secteur, chaque responsabilité est quand même très lourde au niveau de la ville de Lyon. Dar nu este atât îngustă pentru că pentru oraș ca Lyon, fiecare sector este foarte important și fiecare adjunct are o responsabilitate mare în fruntea cetățenilor. Da, desigur. Și spuneți-mi, vă rog, astăzi este prima zi de activitate la forumul pe care îl organizează Ambasada Franței împreună în comun cu Primăria Municipiului Chișinău, Urbanismul în Serviciul Populației. Dumneavoastră, astăzi, cu problemele care s-au confruntat atât vorbitorii cât și sau cu situațiile în Chișinău care ar fi trebuit îmbunătățite, cu ce ați venit? Ce lucruri ar trebui mai aprofundat să fie rezolvate, așa la prima vedere și din discuția de astăzi, în Chișinău? Je ne connais pas assez la ville de Chișinău pour dar din discuția de astăzi. Savoir quels sont les problèmes à résoudre. J'ai l'impression que vous avez des problèmes de législation, de gouvernement, hein, de respect des lois. Je dirais que une ville, la direction d'une ville, le gouvernement d'une ville devrait reposer, c'est ce que nous essayons de faire à Lyon, sur deux éléments. D'une part, ce que j'appelle le gouvernement et d'autre part, ce que j'appellerais la gouvernance. Eu nu știu atât de bine Chișinău pentru a ști fiecare probleme, dar îmi pare că sunt probleme de implementare legilor și de cadrul legal. Eu vreau să zic că în Lyon eu fac o diferență între guvernare top-down și guvernance, care este un proces de decizie orizontal. Alors, le gouvernement, ce que j'appelle le gouvernement, c'est la loi. Ce sont les règlements. Nous avons en France une tradition d'un État fort et qui impose des lois. Dernièrement, le Parlement français vient de voter une loi sur le patrimoine, justement. Guvernare este guvernarea prin lege. Avem în Franța un tradiție de stat puternic și care a adoptat foarte recent un law nou despre patrimoniu. Alors, la loi prévoit toutes sortes de plans, de règlements
qui sont appliquées au niveau local. Lege prevede mulți planuri care sunt implementate la nivel local. Il revient à la commune, il revient à la ville de faire respecter ces réglementations. Et les réglementations peuvent porter aussi bien sur des problèmes de hauteur d'immeubles, de respect de questions sanitaires également. Toutes sortes d'éléments sont prévus par la loi. Ce la noi, din păcate, aici. Dar este responsabilitatea din primărie de a implementa aceste lege. Mai de exemplu, sunt lege despre clădire, înălțimea din clădire, sunt criterii despre sanitarie, da. Noi asta nu avem. Sau este la noi în... Este. La réglementation à Lyon est d'autant plus sévère que toute une partie de la ville a été reconnue comme, de l'humanité, comme patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Toute une partie de la ville. Donc il s'ajoute en plus à ces réglementations une réglementation particulière pour ce que nous appelons le secteur UNESCO. Și regulație la Lyon este foarte sever pentru că foarte strict pentru că avem o mare parte din oraș care este pe lista patrimoniul mondial de la UNESCO și avem nevoie de a respecta și regulile despre patrimoniul mondial care și nu numai regulile generale de urbanism fixate din stat francez. Alors nous avons par exemple chaque année une commission que nous appelons la commission locale qui réunit les représentants de l'État, c'est-à-dire notamment le préfet, le maire de Lyon ou son adjoint, et puis tous les services de l'État et de la ville, les services techniques. Avem în fiecare an un comisie locale care adune și reprezentanți din stat, este prefect, și reprezentanți din primărie, ca primar sau viceprimar și serviciile municipale tehnice. Donc ça c'est le gouvernement, si vous voulez. Aici et este puis, guvernarea. Et puis la gouvernance, c'est vraiment tout ce que la ville peut faire en lien pour rendre la ville habitable, la ville durable, aussi un habitat durable, avec la population. Și guvernanța este tot care oraș poate se fac pentru a face un oraș agreabil pentru toți, împreună cu populației. Un oraș pentru oameni, așa cum a fost și sloganul astăzi la forum anunțat. Et ça, ce sont des choix politiques que nous faisons au niveau de la commune, au niveau du maire et de ses adjoints. Des choix politiques, voilà, par exemple, ce que nous avons voulu faire pour rendre les fleuves à la ville, à la population, aux habitants. Guvernanțe sunt decizii politice care se fac la nivel local, nu sunt aplicarea, implementarea din legislație din nivel național. De exemplu, am făcut un decizie de a pune în valoare doi râuri care două râuri pentru a fi disponibil pentru populație. L'exemple des rivières, des fleuves est intéressant parce que nous avons donc deux fleuves qui se rejoignent, mais qui étaient occupés, les bords étaient, les berges étaient occupées par les voitures, par des parkings. Et nous avons enlevé tout cela pour mettre à la place des jardins une promenade par exemple de 15 km de long, tout le long de la rivière, avec des jardins, avec des bancs,
avec des œuvres d'art également. Exemplu, aceste doi reuri, Ron și Son, este foarte important pentru că ei au fost ocupați în trecut din partea mașinilor, locul de parking, dar am făcut decizie de a schimba ocupație, deși de a crea de a crea parc și promenadă de patrimoniu de 15 km cu opere de arte. Da. Alors la gouvernance, c'est aussi la relation que nous avons avec la population, avec les associations. Il y a de nombreuses associations à Lyon qui s'occupent du patrimoine, de l'urbanisme. Nous avons des comités d'intérêt, des comités de quartier qui se réunissent et que nous, avec lesquels nous sommes en relation en permanence. Chaque mois, j'ai dans chaque quartier de Lyon ce que nous appelons les ateliers du patrimoine, qui permettent de réunir à la fois des techniciens, des architectes, et puis aussi des représentants de ces comités de quartier. Da, este excelent. Trebuie să preluăm această metodă de comunicare. Da, spuneți că eu am înțeles, da. La guvernanță este și o relație cu populației. În Lyon avem foarte mulți asociații care se ocupă de patrimoniu și comitate de cartier și noi organizăm în fiecare luni, în fiecare cartier din oraș, un comitet despre patrimoniu. Atelier de lucru despre patrimoniul și este foarte important de a comunica cu societatea civile. Da, ceea ce și astăzi la forum ați discutat despre cum să îmbunătățim comunicarea cu societatea, cu cetățenii și cu locatarii din Chișinău. Poți, domnul... Da, traduceți. Domnul Duran, vreau acum, pentru că ați vorbit lucruri foarte interesante pentru noi, pe care trebuie să le preluăm, să-l întreb pe domnul Ștefăniță ce este cu UNESCO și noi. Știu că aveam, la dumneavoastră era o discuție câțiva ani în urmă, că unele monumente și locații ar fi trebuit să fie sub patronajul UNESCO. Ce se întâmplă cu asta? Bine, la momentul de față este o inițiativă a Ministerului Culturii de a include situl Orhei Vechi, Complexul Cultural Istoric Orhei Vechi în lista patrimoniului mondial UNESCO, complexele rupestre de-a lungul râului Nistru, o altă inițiativă ar fi, dar până a include ceva în lista patrimoniului mondial UNESCO, noi trebuie să respectăm toate convențiile care Republica Moldova le-a semnat și le-a ratificat. Sunt 9 la număr. Noi am fost campioni la semnat, dar la și nimic să implementăm și să respectăm aceste convenții europene și internaționale. Noi aici suntem restanțieri și tare mă tem eu că va ieșua și această inițiativă cu Orhei Vechi în cazul când nu va fi implementat un plan de management pentru acest sit protejat. Și dacă să mă întorc la nucleul orașului Chișinău... Aici vreau să vă întreb despre aceste modele de comisii locale, comitete de cartier, ateliere... Ce ne lipsește, de fapt. Ce ne lipsește nouă. Ceea ce ne lipsește... Cum putem să ajungem și noi la așa o comunicare eficientă? De fiecare dată am spus că implicarea fiecărui cetățean este foarte importantă. Și voi da un exemplu din 2013, când noi, ca instituție, am reflectat situația dezastruoasă, de exemplu, de la Valea Morilor, complexul arhitectural rotunda cu scările cu cascadă, cea care a fost proiectată de Robert Kurz la începutul anilor 50. Și iată că un cetățean de-a nostru, inițiativa unui cetățean, Antonina Salbonene, de exemplu, a reușit să coagoleze într-o rețea de socializare peste 1200 de cetățeni care au venit cu mesajul «Vastanovim Chișinău», «Să reconstruim Chișinăul». Chiar a fost organizată o primă ieșire pe teren pe 3 februarie 2013 cu acțiuni de salubritate, da? Ea a fost una simbolică, dar care a făcut ca a doua zi la ședința operativă a primăriei autoritățile să se autosesizeze și să dea indicații, așa să spunem, să se lucreze asupra documentației de proiect pentru a reabilita acest spațiu public,
acest spațiu verde, da, din preajma lacului Valea Morilor. Deci este doar un exemplu. Da. Scoarul Cehov, iarăși, este inițiativa unor cetățeni. Și multe, multe alte inițiative da, care pot păcate, schimba lucruri. Este foarte important ca să fie această comunicare între societatea civilă și respectiv autoritățile care administrează orașul. Dacă această comunicare există, cu siguranță este și o finalitate și o schimbare a lucrurilor spre bine pentru a avea acest confort aici urban. Aici trebuie să uităm, domnul Ștefăniță, pentru că flagelul corupției încă ne mai paște și... Bine, este un cancer care macină acest sistem, da, și este foarte important să ne schimbăm noi ca mentalitate. Să acest confort să nu-l vedem prin plicul, prin politica telefonului care domină, dar să ne implicăm noi personal, să ne implicăm pe proiecte pilot, pe care tare mult să ne, proiectele pilot să ne unească. Și Circul, da, iată, este o inițiativă foarte frumoasă din partea maestrului Nicu Țernă, formația Gândumâții, ca pe 5 mai să luminăm Circul. Da? Este ceva simbolic, dar care va scoate din abandon această carte de vizită pentru Chișinău, Circul, care din 2004 el este în abandon. Este într-un proces de ruinare, așa cum este în ruină și Moara Roșie, așa cum este în ruină Stadionul Republican și multe alte obiective care pot fi atractive pentru locuitorii deci, orașului. Acum putem spune că a trecut vremea declarațiilor, a venit timpul faptelor și patrimoniul nu mai poate aștepta pentru că este într-o stare dezastroasă așa la noi este. În Chișinău. Și dacă nu ne răsflecăm mânicile și începem a munci, o să pierdem acea Moară Roșie bine. Și acele... În 2010 eu am atras atenția la situația reală. A fost prezentată și o carte neagră a patrimoniului cultural din nucleul istoric. Da, o știu despre ce vorbiți. Noi am vorbit despre demolări masive care s-au petrecut, intervenții degradante. Eu vreau să vă atrag atenția că acum noi acest proces masiv de demolare l-am stopat. Da, ați vorbit mai la sunt anumite ilegalități, că... dar este foarte important acum să pornim mecanismul de finanțare, da? Pentru a aplica legea, ceea ce vorbeam mai sus, da? Pentru că legea noastră prevede că totuși statul, prin instituțiile abilitate, prevede anumite finanțări pentru evidență, conservare, restaurare și punere în valoare acestui patrimoniu. Și evident că este și responsabilitatea proprietarilor de monumente care trebuie să-l întrețină adecvat acest bun cu statut protejat. Dacă vorbim despre patrimoniu și despre clădirile acestea cu valoare, vreau să-l întreb pe domnul viceprimar, dacă la dumneavoastră există aceste registre a imobilelor în... care dețin valoare, sunt împărțite pe criterii valoarea clădirilor cu importanță arhitecturală, culturală și așa mai departe și cine anual revede aceste registre și cine are dreptul să facă schimbări în ele. Oui, il existe en effet une liste de ce que nous appelons les monuments classés. Il y a de l'État, mais c'est l'État qui l'établit, qui choisit, qui décide chaque année de classer un monument remarquable. Cela se fait déjà, les premiers monuments classés l'ont été au milieu du 19e siècle. Donc il y a déjà fort longtemps. Et quand un monument est classé, il est classé définitivement. Okay. Alors l'avantage des monuments classés, c'est que pour la ville, pour la commune, c'est que lorsqu'il y a une restauration à faire, eh bien, l'État intervient aussi sur le plan financier. L'État paye 40% de la restauration. Et 40% pour les finances de la commune, c'est évidemment beaucoup. Il y a une liste des patrimoniaux classés. Și s-a început în mijlocul lui secolului al XIX și când un și este stat care care face care clasă noi monumentele în fiecare an și când un monument este clasat în acest list este definitiv, dar este avantajos pentru pentru comune, pentru primăria, pentru că statul are o responsabilitate pentru a restaura acest monument.
când trebuie să fie făcut lucru de restaurare, statul da 40% din finanțare pentru acest proiect. La noi? Și... care e situația? Da? Deci, să spună. Nu, nu, stai să spună până la urmă traducerea. 40% pentru finanțare de statul, restaurarea acestor monumente de importanță. Până aici a fost, da, spuneți. Noi aici suntem restanțieri la acest capitol, sau ce se întâmplă? Dar la noi statul știți ce s-a ocupat, cu furtul miliardului care a ajuns în offshore. Iată, banii care trebuiau să ajungă pentru cultură, educație, medicină, sunt direcționați în altă parte. Iată cu ce s-a ocupat statul și să spunem lucrurile pe nume și direct. Ei, da? Pe când, este rușine un pic. Pe când cele 20 de miliarde de lei se putea de reabilitat, restaurat întreg nucleul istoric oraș Chișinău, plus toate conacele boierești, se restaura cu acești bani. Ca să spunem lucrurilor pe nume. Deci este foarte important ca mecanismul de finanțare să funcționeze. Iată, a dat domnul Duran exemplu că 40% este contribuția statului pentru monumentele clasate. Statul, asta vorbim că finanțarea vine direct de la Paris. Direct de la Paris. Pe urmă, mai este finanțarea de la departament și o mică parte revine municipalității. Deci, iată, practic avem practic 100% și rămâne proprietarului. E mult mai ușor în așa un mecanism să funcționeze. Ceea ce propuneam personal, ca la noi să revenim măcar la un 50%. 50% este administratorul sau proprietarul de monument și 50% iarăși să vină statul, de la nivel central și local. Da, 25-25. Și proprietarul. Dacă acest mecanism ar funcționa la noi, cu siguranță noi în 10 ani nucleul istoric ar fi o bijuterie. Și evident, și la nivel central. Și am putea să ne mândrim cu Chișinăul istoric, cu orașul vechi. Lucrul ăsta trebuie să-l facem. Noi avem studii elaborate din 2008, sunt concepte de reabilitare a centrului istoric care stau undeva prin rafturi ale municipalității și nimeni nu le acordă nicio atenție. Noi, ca instituție, transmitem acel mesaj zi de zi pe necesitatea reabilitării nucleului istoric, da? Pentru fortificarea infrastructurii turistice, da? Și respectiv să avem acel echilibru între dezvoltatori, deci economicul și patrimoniul cultural care încă mai este și care este o șansa noastră să dezvoltăm acest oraș prin acest patrimoniu pe care i-am dat statut protejat, dar avem restanță în a-l întreține adecvat. Și vorbea domnul Duran și despre lista care este stabilită și nu se mai discută. La noi, din păcate, foarte multe dialoguri s-au dus... Ce, la noi tot a fost revăzut registrul. Da, da, și în fiecare an se mai adaugă... La noi, de fapt, se elimină în listă, da? Deci ultima 100 reactualizare... Ceva de, 100 și ceva de clădiri au fost, da, eliminate. A registrului a prevăzut o excludere de 196 de adrese. Deci cu statut protejat. Bine, 30% din ele au nimerit acele demolări care s-au petrecut în ultimii 20 de ani, care ele fizic nu există. Dar nu am fost de acord cu argumentele când aceste monumente și-au pierdut valențele arhitecturale și acum ele trebuie să excluse. Evident că statul, dacă nu alocă o finanțare an de an pentru acest patrimoniu, ele intră într-un proces de ruinare, degradare și atunci venim cu argumentul că ele trebuie să fie excluse. Excluse. Așa cum se întâmplă cu frumoasa clădire Colț Columna cu Bănulescu Bodone. Care... Bine, noi avem o listă de ruine. O listă, da, am dat așa unui care și, în scurt timp eu nu cred că va mai este, menține. Cu adevărat este riscul că acest timpului. Patrimoniu să-l vedem doar în imagini de arhivă sau va rămâne doar în memoria noastră. Deci ar trebui să preluăm și acest model de păstrare sau de conlucrare cu structurile statului pentru restaurare și pentru menținerea lor. În acest sens sunt prezenți acești experți, acești profesioniști aici la Chișinău și este foarte important ca noi să fim cât mai receptivi, să fim în comunicare cu ei și să preluăm această experiență franceză care ați auzit și dumneavoastră din secolul XIX. S-a atribuit un statut separat de protecție unui monument. Pe când la noi, iată, acel registru a monumentelor care a fost declarat în 93 a fost publicat în monitor oficial abia pe 2 februarie 2010. Deci sunt anumite interese
în jurul acestor probleme. Ca și cu planul urban sezonal. De ce nu îl avem în zona istorică? Evident că este mai ușor a rezolva careva probleme într-un vid, așa să spunem, legislativ. Da, domnul Durean, da? A zis că sunt foarte strict aceste documente, planurile urbanistice menținute la ei, dar la noi, din păcate... Bine, eu voi atrage atenția că da, noi avem un plan urbanistic general, dar noi avem restanță în implementarea lui. Îl avem din 2007, din 23 martie. Dar n-am depus efort în implementarea acestui plan urbanistic general. Deci vreau să atrag atenția, noi suntem campioni la elaborare de legi, strategii, dar nu depunem efort în implementarea acestor strategii pentru oraș sau pentru un sat sau pe un anumit domeniu. Da, domnul Șefăniță, pentru că nu mai este mult timp, dar vreau să vorbesc despre construcții ilegale, dacă există în Lyon și ce se întâmplă atunci cu... Știu că am citit faptul că Lyon este... un oraș în care foarte frumos se combină construcțiile moderne cu cele vechi. Și mă întreb, fenomenul construcțiilor ilegale, cam prin ce perioadă, dacă secolul, spunem, a fost stirbit sau șters din guvernarea Lyonului? Alors, de construction ilegale, à ma connaissance, non, parce que toute construction est soumise a des contrôles très sévères. Eu cred că nu știu niciun construcție ilegal pentru că toate construcțiile sunt submise la un control foarte sever. Des contrôles très sévères par à divers niveaux, à plusieurs niveaux. Par exemple, si quelqu'un, un promoteur, veut construire un immeuble quelque part, sunt controlele la diferite nivele. Ma de exemplu, dacă e un promotor, un agent economic, vreau să construiesc un clădire undeva? Eh bien, le projet sera examiné successivement par plusieurs institutions, par les services de la ville, par les services de l'État, l'architecte de ce que nous appelons l'ABF, l'architecte des bâtiments de France, va regarder le dossier, puis les architectes de la ville vont les regarder, puis enfin toute une série, le projet passe entre les mains successivement de plusieurs responsables d'urbanisme, d'architecture et des responsables politiques. Si bien que le projet est examiné, il faut du temps, entre le projet déposé par le promoteur, et le moment où on lui donne l'accord ou le refus, eh bien, il se passe plusieurs mois. Pentru că proiectul va fi examinat de câteva din partea câteva comisie și la nivel din oraș și la nivel din statul lui, de exemplu din partea ABF, arhitect de din clădire din Franța la nivel național și de l'architect chef la nivel local și va fi examinat și din partea arhitect, urbanist și politicien, deoarece va trebui timp pentru a examina toate dosarele. Între timp când agent economic depune dosarele și pe care va fi examinat, sunt 5 sau 6 luni. 5-6 luni? Alors, entre le moment où il dépose et le moment où c'est accepté, c'est 5 à 6 mois? Oui, c'est ça, plusieurs mois. Legea 63 spune mai operativ să eliberează actele, dar oricum e o procedură și la noi de coordonare avizare care se ridică la 270 ceva de zile. Alors, si malgré ces précautions, une construction se fait quand même, eh bien, à ce moment-là, nous avons le cas en ce moment, actuellement à Lyon, il y a le cas dans un quartier où un promoteur a construit alors qu'il ne devait pas construire, eh bien, la justice, ça va en justice, et la justice l'oblige à détruire. Mm-hmm.
Dacă este o problemă, dacă avem un exemplu la Lyon de un promotor care a construit un clădire care nu a fost autorizat și mergem în justicier și justicier da obligație de a distruge clădire. Și au fost așa situații când s-a distrus clădirea, s-a demolat clădirea, da? Tot a fi. Noi avem doar un singur caz acum până la moment când s-a demolat o clădire neautorizată. Da, domnul Ștefăniț? Da, am văzut și eu din mass media că s-a întâmplat ceva în sectorul Rușcani, dar eu aș vrea ca acest lucru să se întâmple prin toate construcțiile ilegale. Deci, ceea ce menționează domnul viceprimar, vedem și noi responsabilitatea pentru funcția pe care o deține, responsabilitatea fiecărei structuri municipale. Ori la noi domină o imitație de lucru. Vedeți justiția care își face lucru. Își face lucru, da. Ori la noi știm cum se face justiția în Republica Moldova. Deci este foarte important la o abordare serioasă a lucrurilor, da? Dacă ne declarăm europeni, hai să respectăm în primul lege. Și aici mă refer și la cetățean. Asta da? Este, că și oamenii trebuie să înțeleagă că de la noi se pornește totul. De unde începe această favelă, da? Sau acest proces al construcțiilor ilegale. De la vine fiecare de la dintre noi. Fiecare da. Dintre noi care trebuie să ne dorim ceva și realizăm fără ca să ne gândim la consecințe. Exact, să nu dezvoltăm orașul ăsta prin sărăcie, dar să punem mintea în mișcare și să confortul să-l creăm altfel decât pentru o construcție ilegală. Vreau să mă întreb pe domnul viceprimar și despre spațiile verzi, pentru că acum astăzi suntem la o discuție interminabilă pe rețele de socializare despre activitatea sau inactivitatea acestei instituții la situație de intemperie sau situație complicată. Spuneți-mi, dumneavoastră, am văzut că Lyonul are copaci, are arbori, are spații verzi, are parcuri. Cât timp vă ia ca să verificați acești arbori și cât de des faceți acest lucru și dacă s-a întâmplat vreodată în Lyon să cadă atâția pomi după o intemperie? În caz de intemperie, les arbres qui tombent. Eh bien, nous avons un service qui s'appelle le service des espaces verts et qui s'occupe d'abord quand il y a des intempéries annoncées. On ferme les parcs pour éviter les risques d'accident. Et si un arbre tombe ou des branches tombent, on les élimine, on les ramasse le plus vite possible. Avem voilà. Un serviciu de spații verzi la Lyon și la Chișinău. Și dacă este un risc de intemperii grave, noi închidem parcurs pentru că ca nu, să nu se întâmple accidente, să nu fie oamenii supuși unor riscuri. Și noi eliminăm branșele și copaci care a fost distrus atât de des ca posibil. Deci în cazul în care s-a rupt o creangă, îl tăiați definitiv, da? La noi, din păcate, ați văzut ce se întâmplă astăzi pe străzi, probabil dumneavoastră ați trecut. Eu cred... Bine, dar să atragem atenție. Ei nu au atât, ei nu au atât de mulți arbori. Este o situație de forț major. Eu sunt de acord. Viteza cu care s-a produs această calamitate nu este egală cu resursele umane care le are serviciul spații verzi. Și trebuie să fim înțelegători. Important ca noi să fim deja mai precauți, mai puțin să ieșim în spațiu public pentru a nu... Dar a fost vorba despre spațiul închis. Parcul a fost închis. Da, dar iată ce s-a întâmplat la Chișinău, în spațiile deschise, pe toate străzile, în orașul nostru verde, iată s-a întâmplat. Da? Bine, eu consider că spații verzi își va face lucru și în următoarele 2-3 zile va fi curățit orașul de tot ce înseamnă. Dar totuși vreau să îmi răspund la întrebare. S-a întâmplat să cadă atâtea crenci sau copacii totuși sunt până la urmă verificați mai minuțios? După un vânt sau după o ploaie? Il y a eu une grande tempête, je crois, en 1997, si mes souvenirs sont bons. Une tempête terrible qui a ravagé d'ailleurs toute la France. Et là, quand il y a un phénomène de ce genre, évidemment, nos services ont des difficultés pour réagir rapidement. S'il y a juste une branche qui tombe, bon, on intervient vite. Mais s'il y a de nombreux arbres qui tombent, s'il y a vraiment un état de catastrophe naturelle, là aussi, nous avons, il faut du temps pour pouvoir intervenir, enlever
les arbres ou les branches tombées et rétablir la sécurité des personnes et la circulation des voitures, bien sûr. On se souvient encore en France de cette terrible tempête de 1997. Des forêts entières avaient été tombées. A fost o catastrofe climatică mare în 1997, care a ravajat mulți păduri din Franța și la Lyon, și când s-a întâmplat atât de grave tempeste, accident climatic, serviciile municipale are nevoie de timp pentru a face curăție și nu este atât de ușor. Da, îmi dau seama. Domnul Ștefăniț, aici am vrut să vă menționez doar un singur lucru, că spațiile verzi au nevoie de niște aparataj special, au nevoie de o muncă mai minuțioasă asupra acestor arbori, care până la urmă lasă multe semne de întrebare. Respectiv, asta doar când vom discuta, iată, bugetul în a doua lectură, nu avem decât să alocăm resurse financiare suplimentare pentru a achiziționa toată... Vorbesc despre tractoarele cele din Uniunea Sovietică, vorbesc despre cârpile alea sau măturile alea vechi. Ceea ce vedem noi se întâmplă că ei nu își fac până la urmă activitatea așa cum ar trebui să o facă. Da, nu, dar care a fost susținerea, da, pentru această structură? Pentru că din câte am înțeles, administratorul permanent a solicitat o finanțare suplimentară pentru a face față acestor probleme, pentru că nu este pentru prima dată când în Chișinău cad copacii. Da, și evident că el are nevoie de o susținere și o cu resurse umane, cu resurse financiare, astfel ca să facem față pentru a preîntâmpina astfel de consecințe grave care pot apărea în urma acestor calamități naturale. Da, am ajuns la finalul emisiunii. Domnul Ștefăniță, vreau să mai spuneți cum vom încerca să, în urma acestor forumuri, să ajungem la o comunicare cu oamenii și ce se va întâmpla totuși până la urmă ca să putem să comunicăm cu cetățenii. Să formăm și noi așa după metodele astea, să mergem strict după niște pași bine calculați și care vor fi finalitățile în urma unor consultări atât de necesare pentru noi. Deci finalitatea în urma comunicării noastre trebuie să fie progresul, trebuie să fie schimbarea spre bine, spre schimbarea spre un confort urban. Este foarte important ca să îi auzim pe acești experți și noi să depunem efort. Noi cu dumneavoastră să comunicăm constructiv, să vorbim în aceeași limbă, în același, cu o cultură de comunicare. Atrag atenția, de la stânga la dreapta trebuie să ne auzim reciproc și să rezolvăm problemele din urmă. Deci cetățenii sunt dezamăgiți totalmente. Este foarte important ca să terminăm cu show-urile, cu circurile care se întâmplă zi de zi în Consiliul Municipal Chișinău și să trecem la muncă. Deci pentru asta noi primim acea indemnizație ca ales local și respectiv trebuie să fie și o finalitate. Deci să avem un oraș cu o dezvoltare durabilă, să avem un confort urban și să fim mereu în slujba cetățenilor. Da, și să nu mai discutăm la teme precum sunt parcările, comerțul stradal. Nu, la negativ, să vorbim constructiv. Păi constructiv să identificăm soluții, dar soluțiile se identifică mereu atunci când este voință. Și dorință. Dorință, voință. Dorință. Domnul Duran, vă mulțumim din tot sufletul, emisiunea este pe final și noi suntem încântați că ați avut timp pentru a veni la noi să discutăm în această seară. Vă dorim pe mâine succes la a doua etapă a forumului, a doua zi. Și sperăm că vom avea acea conștiință și dorință de a acumula experiențele pe care le aveți dumneavoastră în Lyon. J'espère que les gens entendront votre expérience. Merci. Nous tenons beaucoup à Lyon à avoir aussi ces relations internationales et à répondre aux demandes de villes ou de pays pour simplement échanger les expériences et échanger les bonnes pratiques pour lutter contre les mauvaises pratiques. Noi suntem, este foarte important la Lyon de a avea acest fel de relație internaționale pentru a dezvolta schimbe de practici bune și de a lupta împotriva practice rău.
Rele, da, într-adevăr. Doamne, eu vă mulțumesc din tot sufletul încă o dată, vă doresc o seară frumoasă. Doamnelor și domnilor, noi ne dorim chișinăuienii un oraș pentru oameni. Asta am vrut astăzi, să tragem o linie roșie și să fim fericiți în orașul care ne reprezintă. Un oraș alb, un oraș verde. Mulțumesc mult dumneavoastră pentru atenție, vă aștept la alte emisiuni, Intersecția RM. La revedere!